Vă salut, acesta este lacul Cozia. Se mai numește lacul steril pentru că a avut un dig de steril înainte, adus de la Deva printr-o mină de lângă izvorul de Cebal. Aici se poate face baie, veneam foarte des când eram copil, veneam pe aici și e foarte liniștit, foarte frumos, nu e multă lume, este un lac care nu este cunoscut de mulți, dar este extraordinar de plăcut. Iar aici este o punte de pe care poți sări în apă, doar că mare grijă aici sunt, nu știu dacă se văd pe filmare, sunt niște butuci în apă. Deci să nu săriți în partea stângă, săriți drept în față doar. Dar este foarte frumos. Și aici se găsește și pește, puteți pescui, se găsește, se prinde piban, roșioară, caras. Știu că caras doar mare, pentru că caras mic nu mai prea este în lac, l-au mâncat răpitorii, dar când eram copil era plin de caras. Aruncai o bucățică de pâine și practic se strângeau o grămadă de peștișoare în jurul pâinii, dar acum doar mai mult răpitori sunt în lac. Dar puteți pescui cu râme, cu viermișori, cu blincăre chiar și poate prindeți ceva. Eu în general prind piban și roșoare, dau cu râmă roșie când vin la pescuit. Deci e un lac foarte frumos și sper să rămână frumos în continuare. Deci dacă veniți aici, să nu lăsați mizerii sau să îl deteriorați în vreun fel. Să rămână așa natural, așa un lac frumos între păduri, care înconjurat de verdeață, un ecosistem așa natural. Lacul este un lac de acumulare, deci nu este chiar natural, dar aici a fost o vale înainte. De acolo din capătul acela a fost o vale și aici era așa o vale între păduri, o râpă și a făcut un dig în partea aceea și s-a strâns apa practic aici între păduri. Iar mai încolo este un tunel, în caz că apa crește prea mult, ceea ce crește peste limita permisă de dig, trece printr-un tunel și tunelul are cam un kilometru pe sub pământ și iasă în fața digului, la vreo 300 de metri în fața digului. Iasă tunelul, poate chiar un pic mai mult, vreo 400 de metri în fața digului. Și astfel excesul de apă să nu treacă peste dig. Este la vreo, nu știu, 30 de minute din Cozia de mers sau chiar și din Cârjes puteți veni, vreo cam o oră faceți din Cârjes până aici. Puteți să vă uitați pe hartă, sunt destule cărări accesibile, puteți să alții vin chiar și cu ATV-ul din Cozia. Puteți să ajunge pe aici cu... Dar e mai frumos pe jos, nu o plimbare așa în natură, decât să poluați pădurile și să deranjați oamenii cu motoare, nu? Mai frumos pe jos și mai sănătos. Dar da, puteți să veniți să gătiți aici, oamenii vin și mai fac grătare, aici este frumos o băncuță construită unde vă puteți relaxa, iar acest pod a fost făcut tot de niște oameni foarte altruiști, aș spune, foarte cum se cade, pentru că s-au gândit să facă ceva și să lase în urmă și la alții să folosească, ceea ce este destul de rar în zilele noastre, dar da. Trebuie să ne gândim și la ceilalți atunci când facem ceva și acești oameni chiar s-au gândit și uitați ce frumos a făcut aici o scăriță, coborî în apă. Apropo, apare cam 30 de metri, ziceau oamenii, adâncime cam în unele locuri. Deci e foarte adâncă și aici dacă săriți în apă, deci nu atingeți fondul sub nicio formă, deci apa asta are aici mai mult de 2 metri. Dar da, dacă știți să notați, nu e o problemă. Dar dacă nu știți să notați, nu recomand decât cu veste de salvare, cu colac sau cu bărcuța chiar. E cam riscant. Deci nu e apă mică, să nu vă gândiți că e până la genunchi sau până la brâu. E apă foarte, foarte adâncă. Dar pentru cine știe să noate, e chiar frumos să faci o baie aici.